Mă doare în cot de Alex. Vreau să vină pentru mine. Ce vrei să zici? What the fuck? Nu! Salve șacalilor! Ce faceți? La 100.000 de like-uri postăm următorul clip cu lecții de viață. Abonați-vă că la acela clip am făcut peste 9.000 de abonați. Poate la ăsta facem peste 10.000. Și vine și piesa cu lecții de viață, pentru că v-ați ținut de cuvânt și am făcut 100.000 de like-uri și lucrez la ea, ok? O să fie mega cringe, dar o să vină. Auziți, ia. Yes, this intro, ia. Este perfect. Oh, yeah. Oh, yeah, ce-mi place intro-ul ăsta, Alexi. Nu mai pot. Ador. Hai. Bun. Costina Iacob și Alexandru Stamate nu sunt doar colegi de facultate, ci și iubiți. Ei au hotărât să meargă într-o vacanță la Snagov alături de prietenii lor, Doru Rednic și frații Lucia și Marius Nistor. Mamă, prea multe numi, băi, mai ușor. Știu și eu de ce ești boson, frate. Știu? Mergem în vacanță, ai putea și tu să te destinzi un pic. Alex, calmează-te. Ce-mi dai? A, uite-mă ce fată de treabă, bravo. Iubiți-vă așa, hai pupați-vă, dă-i. Bravo, mai bine? Mai bine. Da. Eu și Alex suntem împreună de un an. Un an. E tot ce-mi doresc de la un bărbat. E sexy, puternic și mă iubește. E prima mea relație serioasă. Bravo! Uitați ce norocos este Alex! În drum spre vacanța mult visată, Alex și Cosmina fac mai multe opriri pentru a-i lua de acasă pe prietenii lor. Astfel, cei doi îndrăgostiți se îndreaptă acum spre casa lui Doru, cel mai vechi prieten al lui Alex. Dar Doru pare cam înfumurat. Lă, șefule, noroc! Ia zi, ești gata să înnoți? Bă, da, vremea e foarte mișto. Bă, unde? Ai mai învățat? Băi, da, de pe YouTube. Hai să mergem. Hai. Mă veri, de ce? Am un coleg de facultate cu Alex. Sunt foarte buni prieteni. În ultima clipă am aflat că vine și Marius, cu Lucia, sora lui, pe care nu o suport. A, Lucia! După ce l-au luat pe Doru, tinerii se îndreaptă spre casa celor doi frați, Lucia și Marius. Mă, dar eu nu pot să mă nu voia să meargă în vacanță alături de prietenii ei, fata a decis în ultima clipă să vină. Iar acum, cu toții, așteaptă ca Lucia să-și facă apariția. Asta e Lucia. Bună! Oh, salut! Holy fucking shit! Bă, frate, gen, nu pot, frate, să mă chemi Lucia și să... Stau cu cineva așa cu Lucia, mă, nu pot, mă. Deci voi așa vă simțiți când cheamă pe cineva pe aici, Marius, Alex, Maria, așa vă simțiți și voi? Este ciudat, cum pot să mă impersonez eu așa, să-mi aud când zice Lucia, păi op, eu trebuie să mă uit așa, că e ciudat, că mă strigă pe mine, nu? Scurt predict, ăsta, care-i gagiul ăsta, o să o înșele pe asta cu Lucia. Am zis, predict, am zis, eu așa zic. Sau al doilea predict, ăsta-i dă o palul ăsta, că asta face prea așa, e femeia supărată. Mare pălmuță, hop aici, ori pis de hop, așa pe fundulez, da? Hai să vedem, băi. Da, ce bine, îmi pare că te-ai hotărât să vii. Da, să știi că m-am decis în ultima clipă. Haideți, hai să înceapă distracția! Bă, ce-au roșcatele astea, frate? Nu se suport între ele cum ar veni? Hai! Oh. Hai, băieți, la petrecere! Da, Alex, spune și ceva muzică. Alex, spune și tu. Scuze, Alex, voiam să pui niște muzică. Bă, cum o cheam? Bă, Cosmina, what the fuck? O lași pe Lucia să-l mângâie pe bărbatul tău, așa, senzual, pe coama lui, așa, de leu, de leoi. Deja se simte, măi, Lucia este. Lucia e fosta iubita lui Alex. Când am auzit că vine în excursie, am făcut o criză de nervi. Chiar mi-e teamă. Ar mai putea fi ceva între ei. Drumul spre Snagov pare să fie lung și anevoios pentru Cosmina, mai ales că fata trebuie să asiste la flirturile dintre Alex și Lucia. Totul se complică atunci când Lucia îl roagă pe Alex să oprească mașina, fiindcă se simte rău. Nu, mersi, e ok. Eu deja nu o suport pe asta, s-au trecut 4 minute. Băi, ești ok? Da, am rămas puțin fără aer acolo în mașină. Ești bine? Vrei să... Nu, îmi revin. Stați liniștiți. Vrei să vii să stai în față? Poate... Ai mai mult aer, poate ai mai mult loc. Da, m-ar ajuta, dar n-aș vrea să supăr pe Cosmina. Bă! E ok, poți să stai în față. O să stau eu în spate. Mulțumesc mult. La ce fel de scenă de pe Nickelodeon, de pe Disney Kids am asistat? Alex, mi-e puțin rău.
frumos fără aer. Bă, ce cald e aici, Alex, m-ar ajuta mult dacă aș putea să stau lângă tine, dar nu vreau să supăr pe Cosmina. Dă-i, dă-i, dă-i! O, Doamne, Lucia, ce ai, bre, ce stai așa ca bodyguard? Așa am pățit și acum 2 ani când mergeam la schi. Da, mi-aduc aminte. Aveam mașina plină atunci, abia puteam să-mi îndrept scaunul. A trebuit să stai în spate, nu? Cu Mare și cu Doru. Horror. Da, aveam tot echipamentul și de asta... Da, dar ce tare a fost vacanța aia. Da, așa este. Da, vă aduceți aminte când am rămas noaptea pe munte? Ah, da, așa este. Și Mare s-a crezut că te atacă un urs. Da. Că era pădurarul. Dați-l afară, că nu înțelegeți. Bine, mergem? Că la 12 pleacă omul ăla de acolo. Hai să mergem. Da, hai. Men, dă taci! Bă, dar parcă și-o mai revenit o oleacă Lucia asta. Zi, bre, cât te simți mai bine. După atacul de panică făcut, Lucia se simte mult mai bine și cei cinci prieteni își continuă. Ce râd de groapa din obraz. Lucia s-a prefăcut. Nu se poate să-ți fie rău și peste două minute să râzi cu gura până la urechi. Așa, eu sunt cu Cosmina. S-a prefăcut doar ca să stea lângă Alex. Da. Dar de ce ai lăsat? Eu sunt cu Cosmina. Ajuns într-un final la Snagov, cei cinci prieteni au reușit să se cazeze. Dar Cosmina nu pare deloc în apele ei. Uite ce mișto arată. Wow! Verde în dreapta, verde în stânga, verde în față, apă, copaci, verdeață, tot ce vrei. Uite cât de bine arată. Bă, dar nu-l mai atingi, bre, atâta! Nu mă așteptam. Arată incredibil, nu-i așa? Uite cât de bine arată. Ne mutăm aici, bata, hai! Repede spui tu unghiile alea făcute pe Alex. Ne suntem aici, am vizat chestia așa. Poți să știu ce ai? Pe bune, mă întreb ce am. Ți-am făcut ceva? Da. Te-ai dat tot drumul la Luce. Nu am dat la nimeni, ce ai pățit? Ce-am de bre! Față, Alex? Păi ce prostii de astea? Ce prostii? Măcar recunoaște! Da, nu înțeleg. Băi, eu am venit aici să mă distrez, da? N-am chef de panoramă. Ți-ți mai place de ea? Cum să-mi placă de ea? Normal că nu mai place de ea. Cum să-mi placă de ea? Băi, Cosmina, înțelege. Doar tu contezi. Te-am rugat să nu o luăm. Și nu m-ai ascultat. Și cum era să nu o iau? Deci, era normal! Nu poate fi mai distant cu ea. Știai foarte bine că mă deranjează prezența. M-am purtat cu ea așa cum m-am purtat, tocmai pentru că nu mai înseamnă nimic pentru mine. Crezi că dacă mai era ceva între mine și ea, puteam să fiu așa de relaxat? Bine, ai dreptate. Mă, ce? Cosmina. De manipulator. Nu ai fi supărat. Alex, manipulatorul. Cu Lucia nu m-am simțit, cred că, niciodată așa de bine cum mă simt cu tine. Serios? Cosmin, ascultă, cu Lucia când am fost în toate vacanțele de până acum, nu m-am simțit niciodată cum mă simt cu tine. Crede-mă, cu Lucia am fost prin Monaco, am fost prin toată Europa cu ea. Și nu m-am simțit la fel de bine cum mă simt cu tine acum. Deci ascultă, când am fost cu Lucia și cu toți prietenii mei data trecută și cu toate fetele lor, deci nu ne-am simțit așa de bine, gen, a fost foarte amuzantă, femeia este superbă, dar nu este la fel ca tine. Deci crede-mă, am fost 10 ani cu ea și am făcut toate nebuniile împreună și era super tare și amuzant, dar nu e la fel de bine cum e cu tine, Lucia. De Cosmina, înțelege? Cosmina a venit să mă distrez, Cosmina. Cosmina n-a chef de panoramă. Nu mai înseamnă nimic pentru mine, Cosmina! Am înnebunit! Nu mai au ăștia lecții de viață. Sau ba da, cred că tocmai mă iau că am înnebunit de-aia. Doar le plac ăștia nebunea să la producători. Alo, producătorii, ce cu Alex manipulatorul vine aici? Și de ce toată lumea are gropiții veri în episodul ăsta, mă, veri? De ce aveți toți gropiții? What the fuck? Deci ești ceva iluminati pe aici, ăștia-s masoni. Deci este un episod de masonerii, că nu-mi dau seama. Mă bucur că te-am făcut să zâmbești. Toată ziua asta, boss umflată. Cafeluța am aici. Hai, te rog. Da? Hai. Nu mai fi supărat. Du-te și vorbește și tu cu fosta mea, Gagic. Uite, promit că de acum încolo o să fiu un pic mai atent la tine, da? Să am... Ai grijă. O să am un pic mai grijă la... Un pic mai atent. Nevoile tale. Bine. O meu, o da pasie l-o șutat. Că despre Lucia... Ea flirtează cu orice bărbat. Îi place ei să fie în centru atenției. Nu mai pune la suflet. Deci când vorbești prostii, îl orbesc pe ăsta. Problema e la Lucia, nu la el. Poate că nu e cazul să-mi fac griji. Taci. După o seară liniștită în care Alex i-a acordat mai multă atenție iubitei sale, a doua zi, Lucia îi dă din nou Cosminei motive să fie geloasă, dar fata este decisă să nu se mai lase provocată de fosta iubită a lui Alex. Băieți, cine e gata să se dueleze? Campionul o să mă dea cu cremă pe spate. Hai! Ce zici, Alex, te bagi? Bă, ești prost! Bă, stai prost! Bă! Bă! Sunteți gata? Pe locuri fiți gata și stați! Hai!
No, no, holy shit. No, no, no. Datorica fiindului. Întotdeauna. Hey, what the fuck, no. Te-am făcut praf. Da, mă, bine. No. Deci asta e puturica fiindului. Te-am făcut, da? A, s-o așa. Bre, ești prost? Hai odată că mă ard. Bă! Bă! Doru. Dă-o tu pe Lucian. Cu capul de perez, dă-o cu capul. Tu? Lasă-mă, eu am mai avut onoare. Mă! Ajung, uite cât o... Ce cază? Bă, la ce mă? Na, nu, stop. Bă, cam ăsta a fost episodul de lecții de viață. Bă, ăsta e cel mai cringe din toate, mă jur. Bă, m-am uitat la toate, bă, le știu, deci cum se editează, le știu. Nu se poate, mă, așa ceva. Las-o în brânza, măsii, deci la păturica cringe-ului mi-o pun pe mine și mă leg așa cu ea de gât. Nu se poate așa ceva. Deci eu pus-o meu un strop, așa, eu dat, ai de ajuns. Hai. Ia gata că consum crema. Deci oricum cred că plouă torențial acolo, dar mă rog să se dea cu cremă, înțelegeți? Asta cu Cosmina, frate. Noi suntem cu Cosmina. Let's go, brigada Cosmina aici toți. Ua, Lucia, noi suntem hashtag cu Cosmina. Let's go, chat. Hai, bre. Lucia e foarte enervantă. N-are nicio jenă să se dea la Alex chiar de fază cu mine. Da. A trecut mai bine de o oră de când Cosmina stă singură pe malul lacului, departe de toți ceilalți. Dar Alex, observând dispariția prietenei sale, vine la ea și încearcă să o împace. Oare va reuși Alex să-i readucă zâmbetul pe buze iubitei sale? Nu, voce misterioasă, nu! Lasă-mă! Ce ai, mă, ce mai e? Te rog frumos să mă lași în pace. Vreau să fiu singură. Iar încep cu crizele astea? M-am săturat de fițele tale. Băi, arunc-te în apă, bă. Și ce, vrei să fiu bucuroasă că te bați cu Doru pentru Lucia? Să ne jucăm doar. Nu mă distrezi deloc. Dar n-ai văzut că n-am dat-o cu cremă tocmai ca să nu te superi tu? Și ce, nu e suficient. Tipa asta e o nesimțită, se dă la tine. Bă, și ce vrei să-i fac? Să o trimit acasă, să-i spun să nu mai facă? Nu vezi că ești absurdă? Absurd e că tu ai fost 2 ani cu ea și nu înțelegi ce ți-a plăcut la ea. E o pițipoancă și are un caracter infect. Băi, încetează. Nu vorbi așa despre fosta mea, Gagic. Te supără ceva, pleci acasă. Poftim? Da. Băi, tu vezi că mă faci de râs în fața oamenilor ăstora? Ai venit aici să te distrezi sau să faci panoramă? Bă, fă-i schemă la picior și aruncă-l în apă, Cosmino. Lucia e o nenorocită. Dar de dragul lui Alex o să mă comport frumos cu ea și cu ceilalți. În dimineața următoare, Cosmina se trezește singură în pat. Fata este nedumerită și coboară pe terasă, sperând că va găsi pe cineva care să știe pe unde umbla Alex. Bună dimineața! Neața! Unde-s ceilalți? Marius doarme, iar Alex cu Lucia s-a dus la magazin să cumpere de mâncare. Când? Da, acum vreo 6 ore. M-au chemat și pe mine, dar n-aveam chef. A, deci s-au dus singuri. Cine natural stătea ăsta, mâncaia-și. Am nervi în situația asta. Dar chiar nu ai de ce să-ți faci griji. Nu știu la ce te referi. Alex și Colucci au fost împreună. Și știu că e o situație stângenitoare, dar... îți faci griji de pomană. Dar nu-mi fac griji deloc. Cosmina, eu sunt de partea ta. Alex n-are nicio vină. Așa cu Cosmina. Singura vinovată e Lucia. Cu asta sunt de acord. Păi vezi? Chiar n-ai de ce să-ți faci grijă în privința lui Alex. Hai să ne pupăm, bine, dacă bine, și tot. Totuși de ce s-a dus singur cu ea la magazin? Dormeai și n-a vrut să te trezească. Bine, poate ai dreptate. Poate chiar n-ar trebui să-mi fac grijă. Asta e manipulatorul 2. Se întorc oamenii de la magazin, facem un grătar. Și după ne pupăm. Îmi pare rău de Cosmina. Cine este? E chiar e fată de treabă. Doru, cel mai bun prieten. La Luciana, am nicio pretenție. Dar Alex ar trebui să fie mai atent cu ea. Bă, Doru pare băiat de treabă. Au trecut 2 ore de când Alex și Lucia au plecat la magazin și încă nu s-au întors. Cosmina se simte singură și neglijată, dar compania lui Doru pare să-i ridice cât de cât moralul. Cafea? Poftim? Pupă, Dorule, să-i treacă! Tu tot la Lucia și la Alex te gândești? Au trecut 2 ore de când au plecat la magazin. N-o supăs deloc pe Lucia, nu? Nu, normal că nu suport. Mi se urcă sângele în cap când o văd. Ce chiar n-ai de ce să-ți faci grijă? De ce? Ce, crezi că o să ți-l fure pe Alex? Nu. Da, adică nu știu. Eu sincer cred că n-ai de ce să-ți faci grijă. Bă, ce s-a întâmplat cu audio, Dorule? Bă, eu sincer cred că n-ai de ce să-ți faci grijă. S-a dus audio. Alo?
Producția! Tu ești mai frumoasă, mai bună, mai inteligentă decât ea. Bă, ce codiu, bă! Mersi. Eu cred că ea e geloasă pe tine. Bre, de ce s-aude așa? Da. Să și facă vansul lor. Bă, stai alea, că vreau să aud tot episodul așa, la cât suntem, la 13 și 12. Deci ea aduce aminte toată lumea lui fata asta că ai fost a lui Gagica Mubere. Ce? A, Lucia? A, a fost a Gagica lui Alex. Da, mamă, deci a fost 10 ani împreună. Era un cuplu minunat, n-ar trebui să-ți faci griji. Vezi că vine proprietarul de la cabana asta ce-o închiriate. A, salut Alex, ești cu Lucia, a fost a ta Gagica. Cine e asta? Cosmina, nu a ta Gagica? A, Cosmina, știi că Lucia este fosta lui Gagica? Mă lăsați-o, bă, că i-ați dat-o psihic, mă, verit. S-o strâns toți manipulatorii din București să-și facă cheii lui asta. Lăsați-o, bine, în pace. Da, cred că ai dreptate, nu m-am gândit niciodată la asta. Pupă pe nas! Pupă pe nas! A, deja se combină ăștia, gata. Între tine și Lucia, doar un bărbat nebun ar alege-o pe Lucia. Adică tu. Vezi că ți se răcește cafeaua. Ce cringy cu audio ăsta. Știam că Doru e așa drăguț. Vorbele lui m-au liniștit. E foarte înțelegător. Ia uite cum și-a revenit. Bună. Vorbele lui m-au liniștit. Nu știam că Doru e așa drăguț. Vorbele lui m-au... Eu nu știu că Doru e așa drăguț. Vorbele lui m-au făcut să mă simt mai bine. Gata, băi, hai să fim serios, că e Halloween. E foarte înțelegător și mă înțeleg bine cu el. Gata. Buna dispoziție a Cosminei se risipește odată cu venirea serii, atunci când Lucia îi face din nou avansul lui Alex, iar el pare încântat de atenția pe care fosta lui prietenă i-o acordă. Bă, nici nu turnat, să vedem ce spune juriul. A, nu vreau, dă niște vin. Exclus. Dacă stau ție, ce mai beau? Mai băut destul. Hai, mă, lasă, suntem în vacanță, ține. Nu, Alex? Da, mă, da. Nu mai încuraja, mă, că știi cum face. A, da, o să înceapă să danseze pe melodia aia, nu? Asta e o idee foarte bună. Ba, chiar deloc. Hai, mă. Te iau mai ușor. Lucia. Asta e melodia mea preferată. Abia m-am încălzit, ține. Eu nu știi cum se numește. Hai să dansăm, hai. Stai, mă. Hai, mă, vino să dansăm. Și cu tine. Hai, Lucia, dansa destul, gata. Nu, ți-am zis, abia m-am încălzit. Bă, ce are asta, bă, suferi de atenție? N-ai cum să mă refuzi, am venit aici să ne distrăm. Alex! Alex! Stai, oh! Băi, stai încet. Wow! Alex! Ok. What the fuck? What in the name of... Oh my God. Cosmina nu mai suportă flirturile dintre Alex și Lucia, așa că decide să plece. Are nevoie de liniște să-și adune gândurile. Cosmina, du-te-o și trage din păr! Se simte jignită de atitudinea prietenului ei, care intră tot timpul în jocul malițios al Luciei. N-am mai putut să stau să urmăresc dansul lor. Dacă mai stăteam, făceam scandal. Am preferat să plec. Eu încerc să rămân indiferentă, dar ce au făcut ei în seara asta chiar m-a scos din minți. De ce nu faci scandal? Cosmina s-a dus să se plimbe pe malul lacului, departe de Alex și de Lucia, în speranța că va reuși să se mai calmeze, dar odată ajunsă în cameră, are parte de o surpriză. Unde n-ai mai fost? Pe malul lacului. Bă! Am căutat. Nu ai dat niciun semn, am crezut că ai pățit ceva. Nu puteam să mai stau acolo. Mi-era greață de voi. Foarte bine. Tu și Lucia, nu te face că nu înțelegi. Mamă, iar îmi scoți ochii cu chestia asta? Bă, bre, poate scoți ochii, trăiască familia ta. Bună. Știi ce? Ia vino, bă, bă! Bă! Bă, ce, o trimite acasă sau pleacă? Ce faci? Îți fac bagajul mâine. Ai luat-o razna. Nu am luat razna. Eu am venit aici să mă distrez cu prietenii mei. Dar se pare că asta nu se poate câtă vreme ești tu aici. Nu plec nicăieri. Bă, nu pleacă, ai auzit? Merge acasă, te liniștești, oricum nu voie să vii. Dar nu fac ce vrei tu. Tu nu vezi că strici vacanța tuturor? Și tu nu vezi că pe mine mă doare comportamentul tău? Eu am încercat să-ți fac pe plac. Dar se pare că nu se poate. Bă, Alex. Da? Mai bine mergi tu acasă și te liniștești. Poate te iau eu leacă la pies vagoane. Vacanța asta se termină și relația noastră. Gândește-te foarte bine. Mă ameninți? Nu, doar răspund cum stau lucrurile. Bă, nu vă despărțiți. Nu credeam că o să reacționezi așa. Cosmina e foarte sensibilă. Băi, stamate! Un pac. Nu vreau să mă spart de ea. Să dur până peste cap de comportamentul imatur al Cosminei, Alex simte nevoia să se descarce și vrea să-i povestească prietenului său cel mai bun despre problemele pe care le are cu iubita lui. Auzi, mă? M-a amenințat că mă părăsește. Zi-i Doru ceva deștept! O fi, frate, dar asta nu scuză comportamentul ei. M-a făcut de râs în fața voastră. Mie nu mi se pare că te-a făcut de râs. Bă, nu mai lua apărarea.
Erai și tu acolo. Ai văzut ce s-a întâmplat. Ne-a stricat tuturor vacanța. Păi mare boiști. Ce mă? Nu-ți dai seama care are dreptate? De când am venit aici, flirtez cu Lucia de parcă ați fi doi cuștani din călduri, pe bun. Asta nu e adevărat. Ba da, Doru, zili! De parcă par fi o străină. Nu-i treaba ta cum mă port eu cu prietena mea. Tu ai început discuție. Dacă n-ai chef de părerea mea, mă doare în cot. Faci ce vrei. Dă-i Alex una, dă-i Doru una. Dacă vrei să știi, eu chiar o iubesc pe Cosmina. Nu se vede. Păi dacă e nebună? Wow, se vezi ce pumne stragă în cap acum. E bag la reanie mare. Auziți, băi, hai toată brigada, hai să cu Cosmina să-l facem o leacă pe ăsta, să înțeleagă care-i treaba. Haideți toți! Haideți, bă, că avem bătaie! Hai o leacă pe ăsta, să-l tragem o leacă din părul ăsta lui prieten. Bă, ăsta, mate, comportă-te frumos, prietenul meu, că eu n-am chef de figuri de-astea, înțelegi? Bă, oare aia chiar e așa de mare, gen panoramă? Bă, frate, ce are aia în cap, mă, ferici astea? De ce nu o trage, de ce nu-i dă un cot în groapă, în gropița aia din gură? Îi împinge așa un cot acolo direct în gropiță, așa să-i mută capul. Nu mă veri, Cosmina pleacă în loc să o bată pe alea, că s-o tragă de păr. De fapt, pe ăsta ar trebui să-l tragă. De fapt, ce să facă și Cosmina, bă, că o înțelegem pe Cosmina. Hai, Doru, le aruncă lui leacă pe ăsta să facă o baie. Dă-i, Doru! Au, ce pleacă. Și merge așa încordat verișorul. Bă, s-a dus mai departe. Am două femei, mă plac pe mine. Dar ce să-i faci, așa e în viață, da? Unii au totul, alții n-au nimic. Holy fuck, nu vreau să vă... Holy shit, nu, n-am văzut. Nu, n-am văzut nimic, deci n-am, nu. Bă, ce Dumnezeu s-a întâmplat, bă. După cearta avută cu o seară înainte, Cosmina a decis să-i mai acorde o șansă lui Alex și speră că împreună vor putea trece peste toate neînțelegerile apărute între ei. Hai, mă, dă-mi pe ea. Hai, Cosmina, și tu. Uite, cârlig. Holy fuck. Ce faci, bre, te dezbraci în fața ăsta? Nu mai repede, dă-i. Hai să ne plimbăm. Atât! Haide, bă, joacă-te leacă. Hai să mergem să ne plimbăm. Unde? Hai, mă. Aici. Atât. Nu merg, fac insolație. Și ce, aici nu faci insolație? Nu, că aici e umbră. Bre, ignorat afară. Atât. Hai, mă. Hai să ne plimbăm. Nu, mă. Aoleu. Auzi? Nu. Vrei să mă ajut să iei mingea? Nu! Hai, mă! Holy shit! Nu! Hai, vin și eu cu tine! Nu! Hai, mă! Bre, nu! Hai, mă, că vin și eu cu tine! Nu! Bre, simți-mă! Nu! Bre! Salvează-o, că moare! Săriți! Moare fata, săriți! Bă, ce-o aruncat-o ca ultimul nesămțet, mă, să vezi ce te iau de cap! Bă, moare asta face acolo, ce râde aia din spate, că vă omor pe tot, vă omor! Hai, mă! Hai, mă, că-i doar apă! Ce râde asta? Fițoasul! Până aici, am terminat-o cu Alex. Eu am vrut să mergem să ne plimbăm și să discutăm și el... Cosmina este foarte nemulțumită de cum decurge relația ei. Bre, ce se întâmplă? Și simte că nu mai au niciun viitor împreună. A, totuși au luat costum de la încazi o anumită. Nu te supăra, dar chiar nu am chef de discuții. Mă întorc la București. Te rog, nu faci asta. Sărut-o. N-am de ce să mai stau. Alex vrea să plec. Mi-a zis de ieri. Nu cred că vorbea serios. Ba, mie mi s-a părut foarte serios. Vreau să rămâi. Nu încerca să mă convingi. Am terminat-o cu Alex. Stai! Cosmina, nu m-ai înțeles. Mă dore în cot de Alex. Vreau să rămâi pentru mine. Ce vrei să zici? What the fuck? Nu! Îmi place de Doru, dar ca prieten, nu ca iubit. Nu mă așteptam la asta. Trebuie să plec acasă. Iartă-mă. Nu m-am putut abține. Mamă, ce sărut de copii o fost. Doream de mult să fac chestia asta. Mă gândesc mereu la tine. Tu nu mă placi deloc? Nu știu. Adică... Nu mi-am pus niciodată problema. Și oricum nu e un moment bun să... Nu mai... Bă, break! Nu vreau să complic situația asta și mai rău. Gâtul, măti, bă, băiatule, bă! Nu mă poate păcăli. Știu că și ea mă place. O simt vinovat față de Alex, dar el nu o merită. Eu aș putea să o fac fericită. Bă, dar tu de ce... Cosmina este convinsă că Alex nu o mai iubește, așa că fata este mai... Bă, eu cumva am zis bine la început? Gen, am zis bine că nu mi-am minte dacă am zis că ăsta pleacă cu aia și ăla cu cealaltă. Dacă da, e bine, asta merită un like. Bă, am zis, bă, eu trebuie să devin scenarist la lecții de viață acum. Deci trebuie să scriu episoadele, că știu de acum cum vine, când se întâmplă acțiunea, gata. Oricum, dacă îl mai văd pe pletosul ăla, îi bag lanterna, mă, fiți atenți aici. Ai hotărâtă ca niciodată să pună punct relației cu iubitul ei și să plece cât mai repede la București. Ia de aici! Na, sorbești, pletosule! Na, pletosule, sorbești! Da, mi-a zis.
Am microbuz într-o oră. Nu am să stau aici. Băi, te rog, ascultă-mă. Îmi pare rău, da? Eu am crezut că o să venim aici cu prietenii mei și o să ne distrăm cu toți împreună, dar tu ai fost tot timpul bosunflată și de-aia m-am portat ca un nesimțit. Nu mai contează. Nu spune asta, te rog. N-am crezut că o să te superi dacă te arunc în apă. Anul trecut ai râs. Anul trecut eram doar noi doi. Acum a râs toată lumea de mine. Îmi pare rău, bine, sunt un nemernic. Îmi pare rău. Ești un prost, băi. Dacă pleci vacanța asta, nu mai are niciun rost pentru mine. Alex de manipulator. Dacă mă părăsești, toată viața nu mai are niciun rost. Bă, du-te, bă, în brânza, măi. Plânge, te rog. Doar să abține să nu-ți dau un pumbă. Nu plânge bine? Mereu faci asta. Te porți nașpa cu mine și după aia ești cel mai drăguț bărbat. Pare rău, da? Pare rău. Așa, șoptești la urechi. Tu știi că doar pe tine te iubesc, da? Mi pare rău. Știi? Ia-o, știi, pupica SMR. Trebuia să o conving să rămână. Dar am văzut că Doru o cam place și va trebui să fac tot posibilul să-l țin departe de ea. Parcă e alt om. Ba, e tandru, ba, se poartă urât cu mine. Este dispus să facă un nou compromis. L-am iertat și o să rămân, pentru că-l iubesc. Dar trebuie neapărat să discut cu Doru. Până hai să discutăm, Dorule! Nu a mai plecat acasă, iar a doua zi, Doru vrea să afle de la Alex cum a reușit să o convingă pe Cosmina să rămână. Rubrica? V-ați împăcat? Normal. Credeam că s-a terminat tot între voi. Nu, n-a fost decât o cearcă. Mai se întâmplă. Mi s-a părut ceva mai serios. A exagerat Cosmina, ca de obicei. Și cum ai împăcat-o, te-ai pus în genunchi? Bă, n-am chef să vorbesc despre asta. Dar ce se uită în față așa? Nu înțeleg. Te deranjează când ne-au împăcat sau ce? Nu, de ce să mă deranjează? Nu, bre, ce ai? Vai așa, să-i mai... Și eu. Da, o pălmă de la fundulețe așa. O să te rog de acum înainte să... O lași un pic în pace pe Cosmina, bine? Stai că nu înțeleg despre ce vorbești. Te înțelegi foarte bine despre ce vorbesc. S-o lua de la gagici. Hai, bă, bătiețe, volea ca bărbat, bă. Lui Alex băgați îi place să joace rolul masculului Alfa. Îi place să dea mare. Este Sigma. Nu mă interesează. Știu că am o șansă la Cosmina. Giga chat. Câteva ore mai târziu, atmosfera din pensiune pare să se fie relaxat și cei cinci prieteni iau masa pe terasă. Însă Doru încearcă să găsească un moment în care să fie singur cu Cosmina pentru a lămuri odată pentru totdeauna situația dintre ei. Bă, mă enervează. Scuzați-mă puțin, nu știu ceva de la mașină. Bine, mama. Hai, bre, mamă, că se răcește salama asta. Da. Ți-ai reparat telefonul? Da. L-am pus în orez. Înseamnă că e un telefon bun. Da. Nu știu ce mă făceam cu mama dacă se strica. Trebuie să o sun în fiecare zi, altfel se panichează. Și-a mai la fel. Cred că e surprins că am rămas. Da, te vedeam destul de hotărâtă. Da, păi am vorbit cu Alex și și-a cerut iertare. Și l-am iertat! Și m-a convins. I'm just a girl! Sperăm să fi rămas din alte motive. Ce motive? Știi bine ce motive. Nu, pentru... Doru, n-am rămas pentru tine. Eu sunt cu Alex. Ești cu el, dar simți ceva și pentru mine. Dacă n-ar fi Alex, poate că ar putea fi ceva între noi. Poveri, dar voi doi sunteți prieteni, deci... Bă, n-o pupa! Dar simți altceva. Băi! Bă, calmează! Băi, potoleșe-te! Mă, chemați-l pe ăla! Chemați-o pe Lucia! Săriți! Veniți! Ce e cu mine? Dar m-a luat vale. Eu nu fac din asta. Eu nu-mi ești iubitul. No. Alex s-a culcat, iar Cosmina eu gândi la barba lui ăsta, așa? Nu poate să doarmă fiind confuză după tot ce s-a întâmplat între ea și Doru. Mi-am dat totul se schimbă atunci când... Te-am urmărit de când ai plecat. Iară vine asta. Iartă-mă, dar vreau să fiu singură. Nu, că-i bag și lui ăsta la internat, tu, zgură. Ia, bre! Nu te cred. Ia, sorbești și tu. Te-s doi ratați. Bă, și credeam băiat de treabă. Hai să ne întoarcem. Tu nu vrei să ne întoarcem. Nici eu nu vreau. De ce? Prea complicat. Nu, stop! Băi, du-te, bă, și radiți barba, băi, cu gândit, băi!
Bă, dar la unde, bă? Ce se întâmplă, bă? Știu că vrei mai mult decât să ne sărutăm. Deși a încercat să-și țină ascunse sentimentele față de Doru, Cosmina nu mai poate rezista farmecelor acestuia și se lasă în sedință. Mă, ce-o deschis așa, așa, ca da. 50? Am făcut dragoste. A fost foarte mișto, dar... Băi, fraților și surorilor și domnii profesori și mami și tați și unchi, cine mai mă urmăriți voi pe mine? Toți ăștia care accesați acum acest episod, explicați-mi și mie ce se întâmplă. Scrieți în comentarii cu Cosmina și la 15.000 de comentarii de cu Cosmina postăm următorul clip de lecții de viață. Noi suntem brigada hashtag cu Cosmina, let's go! V-am să ziceți Lucia în comentarii, dar mă enervează, dar v-am să ziceți că e și numele meu, știi? Puneați Luci cu litere mari și amic, știi? Ca să mă puneți și mie numele, că e numele meu. Acum revenind, explicați-mi ce s-a întâmplat, mă, veri, eu deschis ușa, bă, deci eu deschis ca să cum o fi un del, așa, știi? Cum... Așa. Le zici că a fost ăla din filmul ăla de are 7 personalități, așa au fost și ăsta. Să mor dacă nu e deschis și așa, gen pervers, posesiv, psihopat. Și asta s-a dus ca și cum a intrat în ritualul, bă, din masonerie, așa a intrat în camera aia și gata, s-a luminat, s-a făcut lumina roșie și s-a întâmplat magia. Bă, what the fuck, veri. Nu e bine. Și-a făcut dragoste. L-am rugat pe Doru să uite ce s-a întâmplat între noi. Yo. Așa e cel mai bine. Cred că m-am îndrăgostit de Cosmina. Ei, eu nu, pe bun. Aș face orice ca să o am. Nu. Dar nu înțeleg. De ce vrea să uităm toate cele întâmplate? Pentru că am impresia că și ea e îndrăgostită. Băi, proșul ăsta, scuzi-mă, scuzați, dar mi se pare că toți au. Cosmina încearcă să păstreze distanța față de Doru. Alex este foarte drăguț cu ea, dar asta nu o face să-l uite pe celălalt bărbat. Uite, Cosmina! Ce s-a întâmplat? Nimic, vino un pic aici. Ce ai, bre? Ce? Stai un pic jos. Deci mi-am dat seama că nu pot trăi fără tine. Serios? Stai, nu m-am încurcat, am un întreg discurs pregătit și nu vreau să mă încurc. Bă, asta nu-i celat. Bre, nu mai atingi. Bă, dar nu mai sunt nici cu Cosmina, nu mai sunt cu nimeni. Cred că e mai de treabă Luci acum. Femeia cu care vreau să-mi petrec restul vieții. Uite ce s-o duce floarea aia. Bă, vezi că cu degetul ăla atins pe Doru. Vrei să fii soția mea? Bă, pe bune? Cererea, da, e pe bune. Inelul nu, pentru că doar asta mă vreau de mână. Alex, nu m-ai luat prin surprindere, ești sigur? Da, normal că sunt sigur. Ce, la ce să ne mai gândim? M-ai cerut acum în căsătorie doar pentru că ne-am certat și ți-e frică să nu mă pierzi. A, s-au fost pe bune, n-au fost pe bune. Nu, asta e o prostie. Te-am cerut în căsătorie pentru că te iubesc, Cosmina. Hai să mai vorbim mâine despre asta, da? Bă, nu. Bine. Bă, ești prost. Mai vorbim mâine. Mă, veri, la ce Dumnezeu mă uită? S-au cerut-o pe bune așa de nevastă? Ia cred că dar eu chiar vreau să mă căsătoresc cu ea. Am avut multe iubite, dar niciuna nu e ca ea. Dacă m-ar fi cerut acum o săptămână, aș fi acceptat bucuroasă. Dar acum, că am făcut dragoste cu Doru... Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu mine. Cosmina este hotărâtă să refuze cererea în căsătorie a lui Alex, însă ea amână răspunsul pentru că nu vrea să-i strice vacanța. Hai, mai zici tu, Max, zi. Băi, știți pe ăla cu racheta rusească și aia americană? Zi. O clătită merge mândră prin deșert, se împiedică și cade gemul. Lasă că vă spun eu unul bun. Băi, stai, până să zici tu, am eu un anunț important așa de făcut. Eu și Cosmina urmează să ne căsătorim. Și ne cad. Nu, serios. Asta. Da, da, serios, pe bune. Bravo, mă, felicitări. Mersi. Cred că s-a făcut târziu, eu mă duc să mă culc. Băi, mă duc după ea. Lasă-o, mă, că-și revine ea. Dorule, nu zici nimic, mă? Felicitări. Băi! Eu nu mai înțeleg nimic. Oamne, maica domnului! De ce anunța că ne căsătorim? Nu ți-am dat încă un răspuns. Păi oricum răspunsul tău urma să fie, dar am grăbit un pic lucrurile. Mă, așa ceva este pe YouTube. Nu am putut să fac așa ceva după tot ce s-a întâmplat între noi. Incredibil. Nu, eu sunt proastă.
Da, da. Nu vreau să văd nimic, nu mai vreau. Este de departe cel mai bun episod. Am zis asta de fiecare dată, cred că zic asta de fiecare dată. Bă, dar bun în sensul de ce, bă, de ce este pe YouTube? Deci, ia uite, 7 milioane de vizualizări, ia uitați aici. Au ce zice așa lumea în comentarii. Snic, snic, băi, ia uite, măi, au făcut 3000 de comentarii cu snic. Bravo, uitați-i acolo să mor. Deci nu, că eu trebuie să-mi desenez. Deci Alex era cu Cosmina împreună, iar Lucia este fosta lui Alex. Doru este prietenul lui Alex cel mai bun. Cosmina a făcut dragoste cu Doru, adică l-a înșelat pe Alex. Lucia, care este fosta lui Alex, s-a supărat pe Alex că o cerut-o în căsătorie pe Cosmina. Doru, care este prietenul lui Alex, este supărat pe Cosmina că se însoară cu Alex. Păi, ce fel de dragoste cu năbădă este asta? Ce fel de relații sunt astea? În numele tuturor castraveților, la ce mă uit? Deci plot twist mai mare nu există. Haide-mă. Câteva ore mai târziu, Alex a adormit, iar Doru încă nu s-a întors la pensiune. Cosmina îl așteaptă pentru că vrea să îi explice ce s-a întâmplat. Dar fata are parte de o nouă surpriză. Cosmina nu își poate imagina cum Doru i-a înșelat așteptările și s-a aruncat în brațele Luciei. Se simte dezamăgită și nu poate accepta faptul că bărbatul de care s-a îndrăgostit fără să vrea o trădează. Mă, dar ești cu ăla? S-a încurcat cu Lucia și știe că n-o suport. Mă, dar nu-i gagiul tău, mă! Cosmina vrea să poarte o discuție cu Doru și caută un moment în care acesta să fie singur. Credeam că ești cu ceilalți. Tu de ce nu te-ai dus? Sunt mahmur. Ești prost, deci mahmur. Doamne! Nu știu cine care a fost scenaristul, dar... Trebuie să vorbim. De acord. Aseară te-am văzut cu Lucia. Dar care-i problema ta că ai gagiu? Te răzbun pentru că ai auzit că mă căsătoresc. Dar să știi că nu mă căsătoresc. Nu? Ah. Nu, adică Alex m-a cerut de soție, dar nu i-am dat un răspuns. Din cauza ta. Dar oricum nu mai contează. M-ai dezamăgit. Cosmina, stai! Dă-mi drumul! Ai înțeles greșit? Dă-mi drumul! Nu s-a întâmplat nimic între mine și Lucia. Tu mă crezi proastă? Tu crezi că n-am văzut cum te țineam în brațe? Dar n-ai văzut că ia în brațe și pupă pe toată lumea? Și tu vrei să te cred că nu s-a întâmplat nimic între voi? Da, eu nu te mint, nu-s ca Alex. Nu vorbi tu de Alex. Alex e iubitul meu și nu e mincinos. Dar eu sunt o mincinoasă, l-am înșelat. Da, măcar tu ai mustrări de conștiință. Ce vrei să spun? Bă! Sunt o mincinoasă, l-am înșelat. Da, măcar tu ai mustrări de conștiință. Ia uite, tag life! Mă, cine face asta? Mă, cine? Mă, cine Dumnezeu zice? Măcar tu ai mustrări de conștiință. Deci m-a prăjit rău episodul ăsta. Aseară mi-a zis Lucia că s-a culcat cu el încă din prima zi în care am ajuns aici. Tu faci mișto de mine? Uite-te la mine, se pare că fac mișto. Și atunci de ce m-a cerut în căsătorie? Habar n-am. Ai simțit tu, m-a înșelat. Hai să nu facem pe lupii moraliști, că nici noi nu suntem departe. Nu, eu nu o să las lucrurile așa. Cosmina! O înțeleg pe Cosmina, dar toți suntem vinovați. Nu știu cum o să termină povestea asta. Deci eu zic că l-o moară. Deci aici moare cineva, nu mai frate. Cosmina merge direct la Alex pentru a-i cere socoteală. Grum? Tura asta închid. M-ai înșelat cu târfa asta? Ai grijă cum vorbești! Wow! Wow! Mint eu? Zi, vorbește mult. Mint? Wow! Zi, wow! Mint? Scuze, nu, m-am îmbătat wow. Eu aseară și am zis tot lui Doru, dar... De ce să-i zici? Ce să zici? Nu era nimic de zis. Wow! Nu s-a întâmplat nimic. Alex, termină cu prostiile, Cosmina wow. Nu-i proastă. De ce ai zis? Cosmina. Cosmina, îți jur. Wow. Doar pe tine te iubesc, da? Lucia nu contează. Ce zici, mă? Ah! Și după ce că mă înșel, mai ieși tu pe eu să mă cer de nevastă. Iar eu ca proasta nu dorm nopțile. Te rușine pentru ce am făcut. Wow. Adică, ce ai făcut? Nu contează. Dar iubesc pe altcineva. Wow. Mă! Tu i-ai spus ei ce s-a întâmplat în speranța că o să pui tu mâna pe ea, a? Cum adică să pună mâna pe mine? Dar ce e obiect? Nu vreau să zic asta. Ești o panaram. Exact asta ai vrut să zici. Ești un egoist și nu vreau să te mai văd în viața mea. Mă! Mă! Hai să mergem cu barca. Nu vreau, mă, să merg nicio barcă, lasă-mă cu barca. Nu vreau, mă, nicio barcă. Trebuie să vorbim, hai să mergem. Bă, vrea să lănece pe asta. Intrigat de comportamentul lui Doru și împins de curiozitate, decide să-i facă pe plac prietenului său.
Trebuie neapărat să vorbesc cu Alex și să lămurim lucrurile. Doru a luat hotărârea să-i spună lui Alex tot adevărul, însă este destul de greu să-i mărturisească prietenului său din copilărie că este îndrăgostit până peste cap tocmai de Cosmina și că ăștia fata la rândul ei îl iubește. A, da, până la urmă se pupă ăștia doi. Zici ce am venit aici? Mă lași cu aburelele? Ce aburel, mă? De când am plecat de la mal, nu m-a luat decât cu cât de buni prieteni suntem, noi și alte din astea. Hai, zi ce ai de zis. Vreau să-ți explic de ce i-am zis Cosmine despre tine și Lucia. Vezi ce ușor a fost? Hai, zi. Trebuia să mă iei cu povești din clasa 10-a? Da, pentru că are legătură. Din clasa 10-a tot am grijă de fetele pe care le părăsești tu. Mamă, ce greu tot fi fost! Că au sărit de la mine în pat la tine în pat, nasol, nu? Hai, termină cu prostiile, că n-a sărit niciuna în patul meu. Afaceri. Prietenia noastră a contat și contează mai mult decât o partidă de sex. Dar ce drept? Nu ne-am cetat niciodată din cauza unei femei. Păi vezi? Și sper să nu despartă nici acum. Până acum. Că doar, na, sunt prieten loial și știi și tu. Hai, treci la subiect. Mă iubesc pe Cosmina. Știu asta, altceva? Dar nu-i ceva trecător. Eu nu sunt șel la fel cum ai făcut tu. Mamă, ce emoționant. Hai, bă, dă-i-o lui. Dar eu și Cosmina urmează să ne căsătorim. Da? Nu, no, deci prietene, nu. Putem merge la mal? Și ea mă iubește. Ce, mă? Și ea mă iubește. Ce zici, mă? Da, mă iubește. Te-ai culcat cu ea? Am terminat prostiile. La rucă! Te-ai culcat cu ea? La rucă! Te-ai culcat cu ea, mă? Băi, n-am chiar să vorb. Zic dacă te-ai culcat! Băi, la rucă! Te-ai culcat, mă! Băi! Sărit, salvavari! Hop, 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 hop! Bă, ce? Deci nu vine să cred. I-am ține mie predici de moralitate și se culcă cu cel mai bun prieten al meu. Ce femeie, frate! Alex nu se aștepta ca iubita lui să-l înșele tocmai cu cel mai bun prieten. M-ai înșelat, stricat-o. Mă doare! Păi lasă-mi pace! De ce m-ai înșelat, mă? De ce m-ai înșelat? Da, mă, calmează-te! Bă, nu-i treaba ta, mă! Asta nu-i treaba ta! Bă, știi ceva? M-am săturat să-ți bagi joc de sormă. Ba, ești cu ea, ba, nu ești! Bine, sorta! Bine, Cosmina, să vezi și tu cum e să suferi! Te rog, lasă-l că oricum nu înțelegi nimic. Unde-i Doru? Nu știu, nu mă interesează. Cum nu știi? În lac. Bă, dar Doru nu știi să-l luate, plotu-i! Nu-l văd! Sper că nu i-ai făcut ceva. Ne-am certat. Eu am vâslit la mal, el a zis că se întoarce singur. Trebuie să mergem după el! Trebuie să chemăm salvamărul, că nu știe să nuate. Sună repede. Mi-e teamă pentru Doru. Marș, mă! Cred că iau razna dacă pățește ceva. Ia, bă, peste bă, un mai sfert pot de oră, salvamarii l-au scos pe Doru din apă. Bărbatul a înghițit multă apă și este rănit la cap. O să fie bine? Toată lumea la o parte, vă rog. Ambulanța ajunge în primul și hai să ne îngropim. Nu, zici. Poți să merg cu el la spital? În ciuda eforturilor celor doi salvamari, starea de sănătate a lui Doru nu pare să se îmbunătățească și, odată cu trecerea timpului, pe Cosmina... Toată lumea la o parte! Toată lumea la o parte! Sunt salvamari profesionist. Scuze, nu am putut atinica. Scuze, iertați-mă, numai... A fost presiunea prea mare și Doru, bă, nu muri, nu muri, Dorule! Dorule! Nu credeam că o să se întâmple așa. Nu credeam că moare. Eu n-am vrut decât să-i dau o lecție, dar... O lecție de viață. O razna. Ambulanța a ajuns repede la pensiune și medicii de pe salvare i-au acordat ajutorul, iar Doru și-a recăpătat cunoștința. Cosmina l-a însoțit pe Doru la spital pentru că medicii au vrut să-i mai facă niște analize suplimentare. Alex nu a mers cu ei, fiindcă are mustrări de conștiință și o așteaptă pe Cosmina să se întoarcă de la spital, speră el cu vești bune. Cum se simte? E bine? Da. Medicii au spus că o să-și revină. Bă. Când îl externează? Mâine. Taci. Astăzi îl țin sub observație. Mă, doamne, ce griji mi-am făcut. Pentru el sau pentru tine? A fost un polițist la spital și a luat o declarație. Doru a spus că a căzut din greșeală în apă și că tu ai vrut să-l iei în barcă, dar el ți-a spus că o să nuate până la mare. Bă, Doru, băia de treabă. Da. Dar eu știu că n-a fost așa. Mă, ăsta e un criminal. Asta e diferența dintre voi doi. Criminalule. El se gândește și la alții. Tu nu. Doru chiar e un om de subit. Ia, dă-te-n. S-a gândit nu, să-l tu, protejeze pe Alex și nu i-a spus polițistului adevărul. Cred că mă îndrăgostesc de el. Cosmina n-a mai vorbit de un an cu Alex. Acesta a căutat-o de mai multe ori, dar Cosmina nu a vrut să-l vadă. Nu! I-a scris că s-a schimbat, dar nu o mai interesează. Nu mai este supărată pe el, dar vrea să uite perioada în care au fost împreună. Acum este mai puternică, iar cel care a ajutat-o să treacă peste este nimeni altul decât... A trecut un an și am venit iar la Snagov. Acum suntem doar noi doi și e perfect. Doru, jumătatea mea, ne completăm. E tandru și atent.
Bă, mincinoasă. Aveam nevoie de un bărbat ca el. Și-l iubesc. Cosmina și Dumnezeu un cuplu solid, iar relația lor se bazează pe încredere și comunicare. Nu! Ia și tu, Cosmino, ia că meriți, meritați toți. Bă, dar m-am orbit, nu mai văd nimic aici, nebun, este perfect, este perfect. Băi, oameni buni, băi, oameni buni, nu se poate, mă, să opriți așa, zis, cu capul. Bă, unde-i Lucea, unde-i frasul lui Lucea, că aparent era frasul ăla, unde-i frasul, ce mai face frasul, unde-a plecat, e bine, a terminat studiile acolo la facultate. Bă, dar Alex, mă, veri, unde este Alex, o combina până la urmă cu aia, ăștia și-o tras-o toți între la ce m-am uitat. Bă, la ce m-am uitat, ce fel de, ce bolnav o scris. Asta, băi, de cel care a scris scenariul la episodul ăsta, ăla trebuie să facă scenariul la The Nun, la filmii de astea horror, la alea cu clownul unde s-o moară între ei, deci la aia trebuie să scrie, la nu lecții de viață, bă. Bă, să se ducă, bă, omul în altă parte, că scriu eu de acum. Lăsați-mă să le scriu eu, că ăsta e scenariul horror. N-am văzut în viața mea așa cea. Puh. A, și episodul se numește pe mal, că gen ăștia, ia uite, Sanchi, erau pe mal aici. Bă, Doru, să nu te mai văd nici pe tine, că... Nu, frate, ăsta s-a dovedit a fi un psihopat, deci este, până la urmă, cel este nebun și Cosmina este... Deci ce este? Ce mai zic? Nu mai zic nimic, ca cuvânt urât este. Bă, sunt mega curios ce părere aveți voi despre episodul ăsta. Deci dacă aveți timp și vreți să lăsați un comentariu, dați-mi așa, veri, un roman să-l citesc și eu. Ce credeți voi despre? Că eu sunt așa, am rămas prost. Deci eu am rămas prost. Cred că dintre toți ăștia câți erau 5, eu sunt prost. Cam asta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul, că ultimele episoade au fost mai prost, că voi vă uitați doar la lecții de viață. Și până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bă, bă!